În continuare, vreau să fac referire la presupusul șantaj de care am văzut că am fost acuzat. Am să prezint o înregistrare audio care face dovada faptului că procurorii de la DNA Ploiești construiesc dosare de șantaj în situațiile în care se dorește ca oamenii care pot face dezvăluiri să fie reduși la tăcere. Doamna procuror șef Laura Codruța Chiuveș, acești patru procurori împotriva cărora eu am depus acea plângere penală și despre care fac aceste dezvăluiri, vă mint. Acești oameni denigrează instituția pe care o conduceți. În fișierul audio pe care îl voi prezenta, veți auzi dovada clară cu vocea domnului Negulescu și cu vocea domnului procuror Onea Lucian, zis Lucică, cum încercau să mă determine să fabrice un dosar, evident cu o probă falsă, împotriva senatorului PSD, membru al Comisiei SRI, Daniel Savu, datorită faptului că cu o seară înainte, acesta ieșise la un post de televiziune și prezint poza care are legătură cu ceea ce spun. În urma acestei apariții a domnului senator la o emisiune în care a povestit lucruri despre Negulescu Portocală și unitatea de elită, domnii procurori DNA Ploiești, imediat a doua zi, au început să-i fabrice un dosar de șantaj ca nu cumva senatorul Savu să mai povestească din peripețiile acestor procurori la posturile naționale de televiziune. Ce vreau să spun? Acest modus operandi al procurorilor DNA Ploiești îl cunosc foarte bine. Ceea ce încearcă dânsii să facă astăzi, să fabrice un dosar fals, l-au încercat și cu alte persoane și, repet, veți observa în înregistrarea audio cum s-au enervat pe senatorul PSD Daniel Savu și imediat a doua zi au început să fabrice un dosar penal. Am fost chemat la DNA, am fost obligat să dau o declarație despre care nu cunoșteam nimic, au luat o înregistrare din presă și au transformat-o într-un șantaj. Prezint acum această înregistrare. Azi era iară pe la un pește în mână. Cine? Tu. Unde Pe mă? la televizor, poze. Da, că ai o poză cu un pește. Cu un pește? Un La pescuit. pește, Ce poze? Nu da. am văzut poze, nu. Știi cu ce te asociază? Cu Alex? Da, că așa o dat. Ha? Vezi, doamne, pe lângă... Bă, zici că eram cu o p***ă, eram cu un pește pe care îl Nu, mă, dar prinsese era la și el mic, pescuit. asta Mă, ce întreb. mare șmecherie eu. Era un pește mic. Bă, dar eu sunt curios cu ce trebuie mai bă, lasă telefonul, dă-l drept. Zic că nu mai poți să vorbești. Închide conversația. O Te discuție rog, foarte te rog, te rog. interesantă. Și ce vrea cu... Dai seama cu ce o să apari perioada următoare. Ce Așa vrea și cu noi ce ce trebuie să... mai fi vorbit? Noi trebuie să spunem în declarația pe care o dai că e dat cu ăsta pe Da. și că ești de acord ca el să o folosească ca mijloc de probă și că ai avut discuția cu ăla. Așa. Deci este clar că discuția este, da? Nu, fii atent, Da, n-are... O primă declarație. Tocam. Eu luăm în sensul că i-a dat înregistrarea, eu o punem la dispoziție, ai înregistrarea, recunoaște vocea. D'acord. Și într-o altă declarație care va apărea la dosar, asta să o dăm separat ca să o punem altă dată la dosar. Și într-o declarație se ne spune dumne ce s-a întâmplat. A avut loc o discuție, că i-a transmis lui i-a transmis, să fie o declarație separată pe care să o punem la dosar. Cum se face? E de acord că o folosim ca mijloc de probă? Sunt de acord, pentru că chiar eu i-am dat-o lui... Ok. Bun, în legătură cu acea discuție, ce s-a întâmplat? Deci, într-o singură declarație se apară toată chestia. Da. Acum, noi la dosar nu o să punem înregistrarea și decât bucățile, că deși audiem numai pe și Paradela. La noi, Paradis înseamnă a derula o anchetă.
anchetă în vederea atragerii răspunderii penale în condiția da. De lege. Asta înseamnă paradeală, e dex, crimpou. Ca să știi lumea, înseamnă paradeală, da. Ce înseamnă nu dormi la noapte, nu știu unde dormi la noapte. Așa, da? Înseamnă că s-ar putea să fie reținut. Dacă nu mărturia mincinoasă, să pedepsește. Deci avem un dex aici. E un dex care... E un slang. Așa că nu fac probleme, mă vezi tu pe mine stresat. Nu, dar nu. Eu ceea ce nu mi s-a părut deci e bine. Apare sabul și a doua zi apare sabul dorsal. Ceea ce am văzut eu ca profesionist, am văzut cum un infractor... Apare sabul, da. Urlă la televizor, da. Și a doua zi îl ia DNA plăiești că a șantajat. Că ia uite, am ieșit la televizor și după trei zile... Mâine, dar urlă cu dosar penal, că noi ne facem pe bătul în... Da, dar pare o răzbunare, nu am înțeles cum e tehnic, bă, da, bă, eu îți spun cum percepe lumea. Lumea juridică și cu lumea parlamentară... Nu parlamentară, vorbim de oameni. Ascultă-mă, că... oamenii, vrei să da. Spun ceva? Sunt două lucruri total diferite, da? E așa cum noi nu-i îngrădim lui dreptul de a spune ce prostii vrea pe post, așa nici nu ne poate îngrădi nimeni dreptul de a face justiție. Da? Asta facem noi. Și tot ca o dovadă a faptului că m-am prezentat la DNA de foarte multe ori în ultima perioadă, respectiv de fiecare dată când am fost chemat, nu când m-am dus din proprie inițiativă, reprezintă următoarea înregistrare audio pe care o voi prezenta, în care se aude cum sunt citat de polițistul DNA Mihai Iordache să mă prezint în data de 26 ianuarie 2018. Ce vreau să spun? Dacă se presupunea că mă duc să șantajez procurorii DNA Ploiești, atunci domnii procurori ar trebui să aibă și dânsii o dovadă sau o înregistrare cu mine când comit presupusa infracțiune. Datorită faptului că eu m-am prezentat la DNA, dar nu am încercat în niciun fel să șantajez pe nimeni și nu am spus niciun lucru greșit din punctul meu de vedere, este dovada faptului că domnii procurori DNA Ploiești încearcă să înfabrice cu probe false încă un dosar penal. Am înțeles. Dorim prezența dumnealui în calitate de martor, la ce oră se poate. Deci vineri acum? Da, pe 26. Cum vreți, la 11, la 12. La 11 e bine? Da. Bine, domnule. Da, și care era? Că nu mai știu cu ce speță. Vedem aici, nu discutăm. Am înțeles. Bine, ok. Bine, bine, da, da, ne vedem vineri. Să trăiți, pa, 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 pa.